La praznicul Preasfintei Treimi, în Arhiepiscopia Dunării de Jos, a avut loc tradiționalul pelerinaj al tinerilor la Mănăstirea Buciumeni, care și-a sărbătorit astăzi hramul. Anul acesta, întâlnirea s-a desfășurat sub genericul Imaginea Virtuală sau Elev Icoană Vie a Vieții. În fața Catedralei Arhiepiscopale, dar și în alte puncte de întâlnire din municipiile Brăila și Tecuci, peste 1000 de tineri au urcat în autocare pentru a porni în pelerinaj către Mănăstirea Buciumeni. La hramul mănăstirii au participat peste 100 de preoți. Sfânta Liturghie a fost oficiată de înalt preasfințitul Părinte Casian, Arhiepiscopul Dunării de Jos, la altarul de vară din mijlocul pădurii. Prezența foarte numeroasă a pelerinilor de toate vârstele, și peste 1000 de tineri, inima bisericii, astăzi, la sărbătoarea Preasfintei Treimi, am căutat împreună să învățăm din învățătura apostolilor, să ne rugăm precum apostolii în biserica primară. Aceasta este biserica din sufletele noastre, din familiile noastre, școala națiunii, școală deschisă, spre toți oamenii buni, sub adumbrirea Preasfintei Treimi, iată în catedrala de la Buciumeni, unde Sfântul Duh cu adevărat este, cum a spus Părintele Stăniloae, arhitectul supremei iubiri, care e biserica vie în biserica neamului. Am încercat de-a lungul timpului să oferim tinerilor, în primul rând, o oglindă, să se regăsească ei înșiși, apoi să îi ajutăm să vadă darul sfințeniei și al sfinților lucrători în viața lor, ca să-L descopere plenar pe Domnul Hristos. Anul acesta am încercat însă, cu binecuvântarea chiriarhului nostru și prin implicarea sa personală, să transformăm tinerii oaspeți în organizatori. După Sfânta Liturghie, tinerii s-au împărțit pe grupe de lucru și au discutat despre Sfintele Icoane, despre pictori și despre apărătorii Ortodoxiei din timpul comunismului. Dezbaterile au fost moderate de preoți și de profesori de religie și ierarhul a trecut pe la fiecare cerc de dialog și a stat de vorbă cu tinerii. Așteptam cu nerăbdare această întâlnire la praznicul Sfintei Treimi cu tineri pe care înalt preasfințitul Părintele nostru Casian și centrul eparhial ne o înlesnește. Sperăm ca răspunsurile pe care le vom primi din partea tinerilor să ne ajute să dezvoltăm programe catehetice pastorale în parohii. Mă gândesc cu multă bucurie cum venim alături de copiii noștri să-i educăm în acel spirit apropiat de biserică și de Dumnezeu. Pentru organizarea acestui pelerinaj au avut loc mai multe discuții preliminare, în cadrul cărora noi am hotărât cum și ce se va discuta. Ne-am bucurat de acest cadru natural, am stat la Sfânta Liturghie și acum împreună cu colegele mele vrem să schimbăm câteva impresii, să vorbim despre tema atelierului nostru și suntem foarte bucuroase că am avut ocazia să ajungem aici. Am fost și anul trecut tot aici la Buciumeni și ne-am simțit extraordinar. A fost o experiență foarte frumoasă, mi-a plăcut foarte mult și cum se adună tinerii așa și stau cu profesorii, de-abia aștept să continue, să putem vorbi liber și deschis despre anumite subiecte. Pelerinajul tinerilor la Mănăstirea Buciumeni este o tradiție în Arhiepiscopia Dunării de Jos. În acest an, evenimentul a ajuns la a 22-a ediție.